Vă salut, prieteni! Intru cu noutăți importante pentru mine și pentru voi, pentru că trăim vremuri grele, plictiseala este mare și trebuie să căutăm modalități să pierdem timpul până la urmă. M-am decis să îmi deschid un canal de YouTube și sper că va fi un canal de YouTube de succes, să împărtășesc cu voi din întâmplările și experiențele care le-am trăit ca fotbalist, să discutăm zilnic, să stabilim temele zilnice sau săptămânale pe care le vom comenta, din sport, din fotbal în special, din politică, că vorba aceea, la politică și fotbal se pricepe toată lumea și vom avea o grămadă de subiecte de dezbătut despre viața mondenă, de ce nu, că avem atâtea vedete închipuite și celebre. Cred că vom avea material de vorbăraie, cum să zice, pentru mult timp. Sper să nu țină foarte mult această situație, dar deocamdată este o modalitate să ne pierdem timpul împreună. Dacă va ieși ceva și după ce se va termina această nenorocire, cu atât mai bine, dacă vom crește împreună și vom urca acest canal de YouTube la mulți urmăritori, bineînțeles că voi continua. Asta depinde de ce voi zice eu și dacă o să vă placă vouă. Dacă nu, ne pierdem timpul zilele care au mai rămas din această stare de necesitate, de alertă, de teamă și de frică și după aceea vom vedea. Revenim la lucrurile noastre cotidiene care ne ocupau marea majoritate din timp și ne vom vedea din când în când prin intermediul rețelelor de socializare sau televiziunilor de profil. Dar cum așa este moda acum, eu cred că vom crește împreună și vom face ceva de durată și o modalitate plăcută de a ne petrece timpul ăsta mult liber pe care îl avem în aceste zile dificile pe care le trăim. Aștept începând de azi și opiniile voastre, părerile voastre pentru a putea dezvolta acest canal și al face unul dintre cele mai bune. Așa cum am spus și mai devreme, vom încerca să vorbim despre toate temele de actualitate, dar normal că ne vom axa mai mult pe teme din sport, pentru că aici cred eu că mă pricep cel mai bine. Vom discuta și puțin o politică, că la politică se pricepe toată lumea, cum am mai spus-o, de actualitatea europeană și mondială și, de ce nu, de toate subiectele care vă interesează și pe voi. Așa că vă aștept să mă urmăriți, să mă aștept să apreciați povestioarele pe care vi le voi spune din perioada când încă eram un copil care spera să ajungă fotbalist, după aceea perioada în care am făcut performanță ca fotbalist și continuând cu lucruri de actualitate. Așa că nu uitați, cu un simplu follow și în fiecare zi, uitându-vă un pic la mine, vom putea crește împreună
și să devenim cei mai buni. Și în încheiere vreau să vă mulțumesc anticipat pentru că mă veți urmări, sunt convins de lucrul acesta, și să nu uitați că trebuie să fiți buni azi, să fiți buni mâine, că până la urmă vă va vedea cineva. Vă îmbrățișează Robert Niță.